Anchetatorii cred că bătrânul de 91 de ani și-a pus capăt zilelor dimineața după ce nepoata cu care locuia în zona Piața Ghiliei a plecat la muncă. În jurul prânzului, tânăra s-a întors acasă, iar bunicul ei era spânzurat de bolta de viță de vie din curte. Trupul neînsuflețit al bătrânului a fost găsit de o nepoată care s-a alertat în momentul în care acesta nu i-a mai răspuns la telefon. S-a speriat și a sunat imediat la 112 și, deși la fața locului a ajuns imediat o ambulanță, pentru bărbat era prea târziu. Bătrânul nu a lăsat un bilet de adio, însă polițiștii au găsit în camera lui hainele de înmormântare pe care le-a lăsat pregătite. A avut atâta putere încât s-a gândit la fiecare amănunt. Fiica sa spune că acesta nu și-a mai dorit să trăiască după ce a aflat de la medici că afecțiunea de inimă de care suferea îl poate răpune oricând. Medicul i-a spus că nu-l poate opera, că este foarte în vârstă. A chemat-o pe fiica mea seară și i-a dat cecul de mormântare cu banii pentru mormântare și că să scoată niște bani să aibă, dacă cumva se întâmplă ceva, să aibă bani. Fata mea a spus că deocamdată nu e cazul, că nu era chiar așa de bolnav ca să nu se poată mișca. Vecinii care îl știau pe bătrân de o viață spun că era o persoană activă în ciuda vârstei înaintate și un luptător care a mai învins odată boala. A fost acum 10 ani. A avut o perioadă când nu i-a dat șansă să trăiască, a zis că nici o săptămână și a revenit. A făcut o pancreatită atunci. Chiar am rămas surprins când am auzit astăzi. În momentul în care dăm o veste către o persoană că suferă de o boală gravă, trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că statisticile ne spun că, în general, o astfel de informație dată unui pacient și, în general, de sex masculin, duce la depresie și uneori chiar la suicid. Și nu a fost singura tragedie de astăzi. Pe strada Tulcei, o femeie de 54 de ani a fost găsită spânzurată în apartament. Se pare că și ea suferea de o boală incurabilă, iar vestea i-a frânt orice dorință de a mai trăi. A lăsat în urmă un bilet de adio, practic un testament, prin care îl desemna ca moștenitor al apartamentului pe fiul său. Ambele cazuri sunt cercetate acum de polițiști, iar anchetele nu vor fi închise până când legiștii nu vor da verdictul în ceea ce privește cauza morții celor doi.